Cum a fost de pe bancă? N-a fost ușor, exact cum a zis la început de meci. O să fie un meci bazat foarte mult pe duel. O echipă care foarte arțăgoasă, bine organizată, puternici, chiar mi-au plăcut de felul cum au jucat și cum a zis la început, n-au luat punctele care le-au luat. Deci e foarte greu, e greu de învins această echipă. Ce mă bucur că repriza a doua a fost o reacție mult mai bună. Jucătorii care au intrat au adus un plus, am reușit să-i surprindem și am reușit să câștigăm. Deci ne doream această victorie, ținând cont de situația noastră în clasament. E adevărat că am avut trei meciuri foarte grele cu echipe cu pretenții, cu buget mare, cu jucători. Ați văzut un Cluj și ai mei specialiștii de la Arad erau supărați că am făcut egal cu Cluj. Ați văzut ce s-a întâmplat ieri, câte ocazii și goluri. Eu tot timpul le spun răbdare. Suntem și în situația în care așteptăm patru jucători care au experiență. Ați văzut că și astăzi Cristea, care a intrat și a făcut-o foarte bine, s-a zbătut acolo, a creat probleme adversarului. Mă bucur pentru grup, pentru că așteptam această victorie, mai ales înaintea meciului cu Galați de acasă. Sunt sigur că stadionul va fi prins și ne dorim foarte mult să avem continuitate, să câștigăm meciul de acasă. Al doilea lucru pozitiv, că e al doilea meci în care n-am luat gol. Și Dejan a avut o prestanță foarte bună, la toate mingile lungi care s-au dat, că în ultima, repriză, în ultimele 15-20 de minute nu s-a mai jucat. Adică au fost și de o parte și de cealaltă numai mingi lungi, că n-avea nici terenul, nu ne-a avantajat nici pe noi și cred că nici pe ei. A spus de echipele cu pretenții. UTA anul ăsta, ușor, ridică și ea pretenții? Totdeauna, anul ăsta ne propune mai mult decât am realizat anul trecut. Anul trecut am terminat pe locul 7. Deci ar fi... Eu zic, cu muncă, noi ne dorim play-off, dar sunt foarte multe echipe care au început bine. Va fi luptă mare anul acesta pentru... Dumneavoastră ați debutat... în primele 6. Dumneavoastră ați fost cel care a debutat pe Costache la Dinamo, avea 16 ani, ne-a spus. Da. Aveți mare încredere în el. Ce a spus ultimul lucru înainte să-l trimiteți pe teren, pentru că a fost omul meciului, a adus punctele, practic. În primul rând, să nu uite că a fost un incident de ziua lui și are o datorie față de mine, în primul rând, și s-a achitat. Deci s-a achitat în seara asta. S-a achitat, da. Dar amenda rămâne amendă. Am înțeles, nu va fi... Au ieșit și au sărbătorit fără să-și anunțe cociul, adică să mă fi chemat și pe mine. Și eu mergeam cu mare drag. Nu erați genul de antrenor care să le interzică, dorea să participați? Nu, normal, dar nu cred că era momentul cu trei zile înainte de un meci așa important, dar mă bucur că a avut o reacție pozitivă și el și Alex și toți care au fost acolo la sărbarea zilei lui de naștere. Aveați îndoieli înaintea meciului că domnul Lucescu va accepta oferta federației de a prelua echipa națională. Ei bine, astăzi s-a întâmplat, mâine va fi prezentat oficial. Care e părerea dumneavoastră despre întoarcerea celui care v-a fost mentor după 38 de ani la Național? Un om pe care îl respect foarte mult și sunt și un pic îngrijorat. Ce m-a deranjat, că toți au apărut foarte mult după declarația mea legată de lotul actual al echipei naționale. Am văzut Giovanni Becali a avut o intervenție, un interviu în care a spus același lucru care l-am spus eu, nimeni nu a comentat, dar că am zis eu, toată lumea a comentat. Asta e realitatea. E un moment dificil. Știm că are foarte multă experiență, toată lumea se bazează pe el, că va reuși, pentru că obiectivul e clar, calificarea la campionatul mondial. Cei de la federație, Lucescu, vi l-am pus, dacă nici Lucescu nu ne califică, cred că sunt vacanță, au plecat toți. Aveți motivele de îngrijorare legate de valoarea lotului, de fapt, nu de valoarea, că Nemircea are ochi și o să găsească și are de unde să aleagă. Problema e că noi românii, eu simt pe pielea mea, suntem mai mult suporte de rezultat. Ați văzut ce a pățit și Edi în toată campania lui, cum a fost contestat și el și jucătorii. Doamne ferește, la un rezultat negativ, să nu uităm ce a făcut Mircea Lucescu pentru fotbalul românesc. Mulțumim frumos, seara bună!